Merge camera? Merge, sunetul. Secvența 16, varianta B, tras 3. Preceptorul o descrie printr-un cuvânt foarte plastic. Îi spune la un moment dat, mamă, soacră, aretia-i cu minte, dar dumneata tot belalie ai rămas. Și atunci am încercat să construiesc un personaj care să fie descris de acest cuvânt, belalie. În dicționar e foarte clar ce înseamnă și așa am și construit personaj. Am lucrat foarte bine în trecut, de 20 de ani cred că am făcut proiecte împreună, ultimul, cel mai recent dintre ele fiind Astă iarnă, Visul unei nopți de iarnă. Este foarte important să fii foarte bun când se dă motor. Degeaba ești bun peste 2 minute sau ești bun înainte de filmare la repetiție. E un tip de concentrare asumată și acel carpe diem e foarte important să fie bine înțeles în profesia asta. Pentru că trebuie să fii atent și la decor și la lumină, să nu iei lumina partenerului, de exemplu, să faci doar 2 pași jumate până intri în cadru și să mai fii și natural în timpul ăsta, în timp ce îți pui replica. Și culică, ce ai făcut tu? L-am făcut să sară pe geam, doar doar și rupe și celălalt picior și o stă acasă liniștit. Păi de-aia oricât să te răbăcurești, ca o nebunită ai noștri de prea mult bine. Vreau să văd și eu pe nemțotei ăia. Și la urmă mai mi-a holut aici, în casa asta, în fundătura asta, cu decât afară, între oameni, pe stradă. Păi îmi pare bine de cunoștință, domnule Herman. Herman. Da. Păi... Aranjit? Da, da, să poftească, da. Să-i ajut. Da, da. Da. Guten Abend, Herman. Noapte bună, domnule. Da, da. Bună seara. Bună seara, da. Herman, Herman. Da, 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 da. Oh, bine că ai ieșit.